Se simte într-adevăr o tensiune mare, ceea ce arată că vom avea o competiție vie, democratică. Iar faptul că sunt emoții, sunt dezbateri, sunt opinii diferite și chiar polemici, arată că Partidul Social Democrat este un partid viu, este un partid deschis, este un partid care înțelege să-și trăiască viața la cele mai înalte culmi. Au circulat multe zvonuri false înainte de congres, cele mai multe din afara partidului, cu privire la procedurile de astăzi. Asta arată că suntem un partid puternic, iar adversarii noștri se tem că vom deveni și mai puternici. Altfel, nu cred că s-ar chinui atât de mult să ne dezbine. Vă asigur, stimați colegi, că nu va fi o luptă astăzi, ci o competiție, așa cum îi șade de bine oricărui partid. O competiție deschisă, o competiție onestă, o competiție în care toți candidații vor pleca de la aceeași linie de start, cu aceleași drepturi și cu aceleași obligații. În final, indiferent cine va câștiga, indiferent cine va pierde, vom fi cu toții în aceeași echipă. Echipa Partidului Social Democrat.